există. Dar așa ceva există, e vorba de bunătate, de faptul că oamenii fac binele și trecem pe lângă el pentru că avem un soi de prostie care ne face să părem mai inteligenți în ochii noștri dacă suntem cinici și facem mișto și batjocorim, decât pur și simplu să ne scoatem pălăria ori să vedem faptele de bunătate nenumărate pe care semenii noștri le fac. Această carte este un manifest împotriva urii și în favoarea bunătății. Este mărturia pe care eu, personal, implicat foarte personal în acea epocă, atât ca actor cât și ca victimă, vine să spun, vreau să o aduc din perspectiva istoriei, este mărturia mea. Din acest motiv am reprodus aceste articole ca ele să stea, ele să fie vocea care nu mi-a fost auzită atunci. Pentru că, și cu asta închei, îl citesc pe Dan Perjovski cu acea rubrică foarte bună vis-a-vis pe care o are în 22, el a spus, de fapt, citesc din memorie, de fapt, Patapievici este un intelectual cenzurat. Nu ce spune el este auzit, ci ce spun cei care îl detestă. Ca atare, orice ar spune, tot cei care îl detestă au dreptate. Am încercat să aduc această voce în fața dumneavoastră acum. Acum urmează o sesiune de autografe. Eu nu beneficiez de autografele de după lansarea care a avut loc, am anunțat că mă voi lipi cu voia lui Patapievici și la masa lui de autografe și vom da împreună fiecare pe cartea lui. Mulțumesc!